Găciune, Domnul să ne cerceteze în continuare și să ne ajute să fim tot mai aproape de El. Frați și surori, se sublinea foarte bine în această dimineață de către fratele Jeremy faptul că suntem în vremurile din urmă. Și spuneam duminica trecută dimineață că vremurile din urmă nu este neapărat o anumită zi, ci o anumită perioadă. Eu personal cred că suntem undeva pe finalul acestei perioade. Și nu neapărat pentru că eu știu, e crezul meu și dacă eu așa cred, așa trebuie să credeți și dumneavoastră. Mi-am notat și eu câteva versete pe care aș fi vrut să le prezint înaintea dumneavoastră, dar Jeremie deja le-a citit. Cel din 1, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. În vremurile din urmă, Duhul spune rămurit că oamenii se vor lepăda de credință. Și se vor, vor lipi de învățăturile dracilor. E un cuvânt greu, probabil, un cuvânt dur. Dar aceasta este starea care caracterizează lumea în care noi trăim. De aceea e atât de important ca în vremurile acestea din urmă să ne apropiem tot mai mult de Domnul Noi și cei dragi ai noștri. Pentru că atunci când va fi marea zi, marea strigare, să avem parte de împărăția lui Dumnezeu, frați și surori. Toate lucrurile după care aici am alergat, le-am agonisit, le-am adunat, vor rămâne aici. Ascultați-mă, nu sunt basme, nu sunt vorbe doar de dragul de a vorbi ceva, ci sunt realități, vor rămâne aici. Și vom pleca și spuneți ferice de cei care adorm în Domnul, ferice de cei care vor pleca și vor fi răpiți dacă vreți. Haideți să folosesc expresia aceasta din Apocalipsa, faptele lor îi urmează, trăirea lor, atitudinea lor, asta vom duce cu noi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, continuăm să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu pentru o vreme ca și aceasta. Vă spuneam duminica trecută că, în mod deosebit, în vremurile din urmă, în perioada aceasta, persoana Domnului Isus Hristos este cea mai contestată. Dacă vă uitați cu atenție în 2 Petru, veți vedea că sunt două lucruri care sunt contestate, atacate în perioada aceasta, în vremurile din urmă. Pe de o parte persoana Domnului Isus Hristos, iar pe de altă parte evenimentele care sunt legate de persoana Domnului Isus Hristos. Ele sunt strâns legate, persoana și evenimentele. Nu putem să le separăm, nu putem să le dăm deoparte. De aceea e atât de important să căutăm să cunoaștem adevărul așa cum este el revelat, așa cum este el prezentat pe paginele Sfintelor, sfintelor Scripturi. Și ne-am ocupat duminica trecută dimineața de persoana Domnului și vă spuneam că bagiocoritorii plini de bagiocori, așa cum îi descrie Sfântul Apostol Petru. Vor contesta, vor avea un atentat împotriva persoanei Domnului, în primul rând, în ceea ce privește divinitatea Domnului. În al doilea rând, credibilitatea lui. Dacă vreți, îl vor șifona. Haideți să folosesc o expresie cu care poate suntem mai familiarizați. Îi vor șifona imaginea, credibilitatea lui. Și în al treilea rând, lucrarea, misiunea, scopul principal pentru care Hristos Domnul părăsește slava cerească și vine în mijlocul nostru. Doar ca și o legătură vis-a-vis -vis de mesajul de duminica trecută, am spus că divinitatea Mântuitorului, cel puțin în descrierea pe care o face Apostolul Petru, este legată de actul creației. De actul creației. Și acolo se demonstrează cel mai bine, că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prezent în actul creaționist, prezent în actul creației. Și Geneza 1 cu 1 spune foarte clar, la început Dumnezeu a creat, Bereșit bara Elohim, Dumnezeu a creat și creația îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Oamenii nu pot crea, frați și surori, oamenii pot face. Dar creația înseamnă să n-ai nimic și totul să apară dintr-o dată. De ce credeți dumneavoastră că cel mai, cel mai des expresia de binecuvântare din scriptură este. formula de binecuvântare din scriptură este aceasta: să te binecuvânteze Domnul care a făcut cerurile și pământul. V-ați gândit la expresia aceasta? Să te binecuvânteze Creatorul? Să te binecuvânteze Suveranul, Stăpânul? Asta e modul în care Dumnezeu vine și. Ne binecuvântează cu propria lui persoană, dar în același timp dovedindu-și capabilitatea, pentru că dacă a binecuvântat totul din nimic, fi fără frică, frate și soră, dragii mei, și cei care sunteți la închinare în sala de închinare a Bisericii Filadelfia, și cei care ne urmăresc în această dimineață, dacă a binecuvântat Creatorul din nimic, mai mult ne poate binecuvânta pe noi cei care suntem astăzi și suntem săpați în palmele Lui. Primul lucru este legat de divinitate. Al doilea, așa cum vă spuneam, este legat de credibilitatea Domnului Isus Hristos. Versetul 4 din 2 Petru, capitolul 3, spune în felul următor. Bagiocoritorii aceștia prin de bagiocori, care vor trăi după poftele lor, vor zice, foarte interesant, Apostolul, prin Duh profetic, prin Duhul lui Dumnezeu, are capacitatea să primească din partea Domnului și mesajul vremurilor din urmă. Și vor zice. Ce vor zice? Știți că la un moment dat când Apostolul Pavel scrie doi, tes, doi tesanoniceni, el spune la un moment dat tot așa o expresie care va fi caracteristică vremurile din urmă. Când vor zice pace și liniște, atunci va veni prăpădania. Încă nu s-a ajuns la momentul acela de pace și liniște. E frământare. E război în Ucraina de aproape trei ani de zile. Ne rugăm ca Domnul să fie alături de ei și să-i protejeze în continuare. Război în Israel, în Gaza, în zona aceea de acolo, de din Orientul Mijlociu. Domnul să fie și acolo și să lase pacea lui și binecuvântarea lui. Nu-i pace și nu-i liniște, frați și surori. Și nici atunci când vor zice pace și liniște, nu va fi pace și liniște. Atunci zice, vine prăpădania abia, Abia atunci se declanșează probabil infernul care n-a fost niciodată, iar ceea ce vedem noi astăzi că se întâmplă acolo, amenințările Israelului sunt nimic față de ceea ce va fi atunci. Dar la ce mă refer aici? Interesant că Apostolul Petru primește chiar și mesajul pe care îl vor folosi cei care vor atenta la persoana Domnului Isus Hristos și fonându-i imaginea. Și vor zice, și ascultați-vă rog frumos, unde este făgăduința venirii lui? Păi avem o, aveți o promisiune, voi credincioși, Ne-am rugat, am cântat aici, am amintit, Hristos a murit, ba mai mult a înviat și a de la dreapta lui Dumnezeu și va să vină cu slavă și mărire. Dragii mei, frați și surori, lucrul de care biserica se reagă cel mai tare sunt făgăduințele Domnului. De aceea avem această nădejde și speranță, de aceea noi... Socială, pentru că avem o promisiune enorm de mare pe care trebuie să o credem că va veni o zi în care făgăduințele lui și în mod deosebit promisiunea aceasta legată de reîntoarcere se va împlini ad literem așa cum este ea revelată pe paginile Sfintelor Scripturii unde este făgăduința? de ce n-au găsit altceva? dovediți-ne existența lui Dumnezeu arătați-ne cum lucrează Duhul Sfânt NU! Interesant că se leagă de persoana Domnului și de făgăduințele Domnului. Spuneam că prin atentatul acesta, atacul acesta, se încearcă punerea la îndoială credibilității. Pentru că dacă arunci îndoială asupra cuiva, oare vă aduce aminte că în grădina Eden exact același lucru s-a întâmplat? Asta este tactică demonică a șifona, a pune semn de îndoială în dreptul credibilității cuiva. În Grădina Eden, exact asta a fost tactica demonică. Mai oare chiar a zis Dumnezeu? Și au semănat? A semănat atunci și semă, seamănă în continuare, așa numita sămânță neghină aceea necredinței, îndoielii. Oare chiar va mai fi un moment de revenire? Oare chiar va fi un moment în care Hristos Domnul, așa cum a promis, se, se va întoarce? Vreau în această dimineață, în gândurile acestea pe care le aduc înaintea noastră ca și completare la mesajul de duminica trecută. Frați și sorori, n-aș vrea să ne lăsăm purtați de orice vânt de învățătură, de orice val de învățătură. Știți că una din grupările religioase, pseudo-creștine, și anume martorii lui Jehova, au spus că Isus Hristos așa mai și venit? În 1916, El a venit și și-a așezat deja regatul pe pământ. Deci nu mai așteptați nicio revenire! Fals! Total fals. De aceea vine Apostolul și spune în vremurile din urmă, pe lângă faptul că divinitatea Mântuitorului va fi pusă la îndoială, va fi și credibilitatea lui pusă la îndoială. Ascultați-vă rog frumos ce spune tot Petru, tot în a doua epistolă, în capitolul 3, în capitolul 3 și versetul 13. Și aici este diferența. Ei, Contestă făgăduința Domnului. Dar, ascultați, vă rog, care e atitudinea celor credincioși? Pentru că adevărații credincioși sunt legați de promisiunile Domnului. Subscriu încă o dată la ceea ce spunea Jeremia. Citim scripturile frașisorilor. Dacă nu asimilăm acest cuvânt al lui Dumnezeu să modeleze, să schimbe, să transforme viața noastră, ne vom răci, ne vom îndepărta tot mai mult de adevărul lui Dumnezeu. Uitați ce așteaptă un adevărat jos, Dar după făgăduința Lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Noi nu așteptăm venirea Domnului. Noi așteptăm și derularea evenimentelor. Noi așteptăm care lucrurile se vor succeda mai departe. Frașii și dragii mei, Biserica este legată în mod special de evenimentul acesta al revenirii Domnului. Domnul Iisus Hristos a promis, a spus, mă duc să vă pregătesc în loc. Puneți-mi, vă rog frumos, Evanghelia după Ioan. Ioan, capitolul 14, versetul 1, versetul 2 și versetul 3. Ioan 14. Să nu vi vise... E predica, ultima predica O de sus, Ierusalim. Mântuitorul înconjurat de E ultimul lui discurs, înainte de rugăciunea de mare preot din odaie de sus. Și aici Mântuitorul vine și le spune în felul următor. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. De ce? Versetul 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un... Un loc, dar nici aici nu este făgăduința revenirii. Că nu ne-ar încălzi cu nimic să știm că sunt multe locașuri, că nu mergem să le numărăm pe toate acolo sus. Care e făgăduința? Versetul 3. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, fiți putem spune în dimineața aceasta, Ima și sonori, dar cum să nu ni se tulbure când vedem câte lucruri se întâmplă în jurul nostru? Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în făgăduințele mele, în promisiunile mele. Știți că pe muntele înălțării, muntele măslinilor din Ierusalim, în momentul în care Mântuitorul se înălța la cer, nici n-au mai știut ce să facă, confuși. Au stat cu el trei ani și jumătate, au mai stat încă 40 de zile după înviere până la înălțare și totuși stăteau și nu știau ce să facă. Și dintr-o dată li se arată doi bărbați în alb. Unii spun că sunt îngeri. Eu cred personal că sunt Moise și Ilie arătați în, în starea aceea în care sunt acum. În fine, nu facem aici o teologie vis-a-vis -vis de cine au fost cele două persoane, zice, doi bărbați în alb li s-au arătat. Ce le-au spus? Puneți-mi, vă rog frumos, și fapte 1 cu 11, faptele apostolilor 1 cu 11, israelieni. Credincioși de la Filadelfia, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut, mergând la. Măriți să fie numele Domnului. Observați, vă rog, câte promisiuni vis-a-vis -vis de întoarcere și am putea să ne uităm în scriptură și să extragem. Duminica trecută am avut cina. Mesajul era pregătit pentru duminica trecută, dar a fost, așa a fost situația. Dar m-am gândit atunci când pregăteam mesajul vis-a-vis -vis de cină. Și o afirmație pe care o face Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 11, versetul 26. Spune că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta și ori de câte ori beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până când? În cina Domnului avem făgăduința revenirii, frați și sorori. Și de fiecare dată când stăm și luăm și mâncăm bucățica binecuvântată și sorbim din paharul binecuvântat, noi suntem, doam, suntem cu gândul la revenirea Domnului Isus. Ne-a legat Domnul de evenimentul acela, frașii și sorori, ne-a legat Domnul de făgăduința aceea a revenirii Lui și asta ar trebui să fie ceea ce ne caracterizează. Cred că prea mult ne-am legat de aici jos, cred că prea mult suntem preocupați de ce se întâmplă aici și uităm să ridicăm privirile în sus și să spunem și în dimineața aceasta Vino, Doamne, Iisuse! Măriți să fie numele Domnului! Și al doilea lucru, Primul era credibilitatea Domnului. Oare unde-i făgăduința? Oare care mai vine? Voi nu vedeți că nu se schimbă nimic și de ani de zile lucrurile merg tot așa și spune Apostolul în a din se fac. Adică nu o greșeală sau eu știu o altă teologie, nu. În adin se fac că nu știu, dar eu știu. Știu. Și a doua este legată de misiune. Zice, versetul 8 și versetul 9, și aici mi-am pus o întrebare. Cum se explică? Această aparentă întârziere a desfășurărilor evenimentelor. A desfășurării evenimentelor și, în special, bineînțeles, a revenirii Domnului Isus Hristos. Cum se explică? Pentru că aici se leagă. Uitați, nu s-a schimbat absolut nimic. Anii merg, tot se succed, trec și unde-i făgăduința a venirii Lui? Ei, frați și surori, vreau să vă aduc aminte un lucru, că Dumnezeu nu lucrează după timpul nostru, ci Dumnezeu lucrează după timpul Lui. Și pentru a înțelege lucrul acesta, Apostolul Petru vine și spune în felul următor, versetul 8, 2, Petru 3. Dar prea iubiților, să nu uitați un lucru. Pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Adică Dumnezeu nu este legat de timpul meu. Pentru mine există ceas, pentru El nu există. El controlează evenimentele, am mai spus-o înaintea noastră de mai multe ori că primul lucru pe care îl vom face în momentul în care mergem în împărăția lui Dumnezeu, ne dăm ceasurile jos de la mână pentru că nu mai avem nevoie de ele. Veșnicia, prin definiție, înseamnă absența timpului. Acum nu timp. Și Dumnezeu nu se uită la ceasul, fie electronic sau fie un ceas, oricare ar fi el, să vadă cum se desfășoară lucrurile. Nu! Când Apostolul Petru scrie lucrul acesta, el preia un pasaj din Psalmul 90 în psalmul 90, omului Dumnezeu Moise, singurul psalm al lui Moise este psalmul 90, în versetul 4 spune în felul următor. Căci înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Comparația este următoarea, nu putem pune egal o mie, egal o zi. Nu asta este ideea pe care o scoate în evidență. Dacă este să ne uităm la Psalmul 90, versetul 4, înaintea ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, vreau să vă spun că la evrei, o zi avea 12 ore. O zi avea, ziua avea 12 ore, noaptea 12 ore. Sau dacă vreți, haideți să o luăm după cele 24 de ore ale noastre. Dar venea și continuă, zice, și ca o strajă din noapte. Acum știți câte ore are o strajă? Trei ore. Nu merge matematica aceasta noastră, o mie egal o zi. Pentru că poate fi 1000 egal 12 ore și poate fi 1000 egal 3 ore. De aceea, mai degrabă, ideea pe care trebuie să -o, -o, o avem în mintea noastră legat de aparenta întârziere este timpul după care Dumnezeu operează. Dumnezeul nostru, frate, mă scrie istorie înainte ca evenimentele să se deruleze. Dumnezeul nostru scrie istorie. Istoria este disciplina care se ocupă cu evenimentele care au trecut. Niciun istoric, oricât de bun ar fi, să aibă doctorat în istorie. N-ar putea să vă spună ce evenimente vin mâine și apoi să le și scrie deja în, în istorie, nu. Dar Dumnezeul nostru, care scrie istorie și Dumnezeul nostru care face istorie, cunoaște absolut toate lucrurile și totul lucrează în conformitate cu planul său, cu timpul său, apoi. Cum se explică această aparentă întârziere caracterului Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu? Vorbim aici și predicăm despre cunoașterea adevărată. Harul să vă fie înmulțit prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său Iisus Hristos. Înseamnă că și despre Dumnezeu noi trebuie să avem o imagine clară. Știți care este atributul care este scos în evidență de Apostolul Petru în mod deosebit în epistole lui? în Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Frate și soră, cât de lungă este îndelungă răbdare? Cât de lungă? Până astăzi. 8 septembrie 2024. Dacă ajunge mâine, 9 septembrie, atunci mâine putem să spunem exact ca și astăzi. îndelunga răbdare lui Dumnezeu. Cred că cel mai bine, să zic așa, atributul acesta al răbdării lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu are răbdare, îndelungă răbdare. Și mai am spus eu înainte de că am nu neapărat o inovație teologică, deși îmi plac lucrurile din Scriptură să le înțeleg și să le explic. Dar am găsit tot în Petru, dar de data aceasta în 1 Petru, în 1 Petru, în capitolul, 1 Petru, capitolul 3. 1 Petru, capitolul 3, versetul 20. Foarte interesant că tot la apă, la noie, la vremurile acestea se referă noie și vremea lui fiind un reper pentru finalul tuturor lucrurilor. Ce spune aici apostolul? Spune în felul următor. Care fusese răzvrătite o dinioară când, vă rog rețineți, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în, în așteptare. Adică am văzut în versetul acesta cel puțin trei momente. Dumnezeu răbdare, îndelungă răbdare și îndelungă răbdare în așteptare. Și cel mai bine se sugrăvește în cazul lui Noe. Timp de aproape 480 de ani, Dumnezeu a avut răbdare cu generația lui Noe. Se presupune că timp de 120 de ani Noe construiește corabia aceea. Și am putea spune că Dumnezeu, în cei 120 de ani, a intrat în îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Dar interesant că, că nu s-a terminat în momentul în care noi termină corabia, noi intrați în corabie, câte zile a mai rămas ușa deschisă. Șapte zile, da? Știți ce înseamnă acele șapte zile? În răbdare în așteptare. Încă Dumnezeu aștepta. Încă Dumnezeu mai avea răbdare și tocmai de aceea, pentru că era și un scop. Cum se explică această? Zierea lui Dumnezeu e doar aparentă, nu reală, cum se explică în primul rând? Dumnezeu nu lucrează cu timpul nostru. În al doilea rând, Dumnezeu își descoperă atributele sale în contextul acesta, în lunga ruilăbdare, pentru că el are un scop, are un plan special. Dumnezeu, puneți-mi încă o dată, vă rog frumos, 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. care e scopul lui Dumnezeu? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, frașii și sorori, ăsta e scopul principal al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne lasă aici astăzi ca să fim mai bogați mâine, să mai bogați decât ieri, ci Dumnezeu ne lasă aici și continuă în noi lucrarea aceasta de modelare, de transformare, exact ce ni se predica la cele două mesaje ale lui fratele Busuioc. Să avem părtași Fii dumnezeiești, Dumnezeu are răbdare și dorește ca niciunul, cei care suntem în această dimineață, cei dragi ai noștri, oriunde ar fi, niciunul să nu piară, ci toți să fie mântuiți. ăsta e scopul lui Dumnezeu. De aceea, făgăduințele lui nu sunt anulate, ci făgăduințele lui sunt, dacă vreți, amânate până în momentul în care se întâmplă momentul acesta, numărul acela pe care el îl știe în suveranitatea lui și în sensul acesta lucrează. Închei. Evanghelia după Luca, la capitolul 19, versetul 10, prezintă momentul în care Domnul Iisus Hristos rostește cuvintele acestea în Ierihon. În Ierihon, poate în casa sau afară de casa lui Zacheu. Ce spune în felul scopul principal pentru care eu am venit, scopul pentru care eu am părăsit slava cerească și am venit în locul acesta, este acesta. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De aceea nu s-au împlinit încă făgăduințele lui, frați și sorori. N-aș vrea să cădem nicicum în panta aceea a faptului că unde-i făgăduința lui, necredință îndoială, să pierdem din vedere scopul principal, să ne legăm tot mai mult de, de ce este trecător, uitând de fapt că ceea ce se vede este veșnic, iar ceea, ceea ce nu se vede este veșnic, iar ceea ce se vede este trecător. Așa trebuie să privim lucrurile, în perspectiva aceasta. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă Domnul ne ajută, vom continua să ne uităm de la versetul 10 în jos. Și fac aici o paranteză. Știți că doar în contextul acesta, apostolul vorbește în mod deosebit despre focul care va arde absolut tot ce este pe pământ? E atât de interesant când te uiți. Vă invit să fim lui Dumnezeu și să învățăm din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pe toți Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne cerceteze în continuare. Amin. Dragii mei, vom finaliza și e din această dimineață prin rugăciune, pentru că așa este și normal, am început cu rugăciune, ne-am încredințat în mâna Domnului și vrem să continuăm să rămânem pe braț. În timp de închinare, în cântare, ne-am bucurat inimile noastre, au fost întărite prin Harul lui Dumnezeu. Și continuam, continuat ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Și legați-vă, rog frumos, cele două predici. Cea de duminica trecută dimineață și cea din duminica aceasta. Și veți vedea că Dumnezeu este acela care Lucrează și care bine viața noastră. Vă invit să ne ridicăm.